Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după. Nu întâmplător în această splendidă zi de 1 martie ne aflăm pentru a 150-a oară în fața dumneavoastră. Like, share și mulțumiri din suflet. 150 de ediții ale cafelei de după s-au scurs, dar noi n-am îmbătrânit pentru că râsul ne menține tineri. Mărțișorul meu se adresează tuturor doamnelor și domnișoarelor care în momentul de față, în clipa aceasta, ne urmăresc atât pe Facebook cât și pe YouTube. Avem și cont de TikTok, dar nu ne neapărat ne lăudăm cu el. Un șofer din Cluj-Napoca a intrat cu mașina într-un restaurant din Băile Herculane. A intrat la propriu. Prima întrebare la care o să răspundă colegul Vlad, cu ce mașină era domnul? BNV. Vă dați seama, așa de cald a fost în iarna asta, încât cocalarii cu BMV nu au mai putut să meargă pe pârtii, ori intra direct în restaurante. Dar tot pentru voi, doamnelor și domnișoarelor, că voi aveți obsesia asta și când mergem la cumpărături, când mergem la mall, parchează cât mai aproape. No, omul a parcat un în restaurant între ciorba de burtă și mititei de la felul 2. Nu și-a dezamăgit consoarta cel din Cluj-Napoca. No, bine te aici și aici și mâncăm. Un fel de drive-in, Primul drive-in din băile Herculane, fără Mac, au fost aici în Cluj-Napoca un scandal mare, să desfințează McDonald's-ul din mănăștur. Unde mai mâncăm noaptea? Fake news. Numai se modernizează. Numai se modernizează. Bai me a coffee.com slash Bendea. Că de aici au venit numele de cafea de după. Pe acest site puteți dona câte o cafea pentru mine și echipa mea să aplaud de tot ce 80 din spatele 70 din spatele meu. <coughs> da. Am primit o cafea, scria acolo că știți, puteți să tastați numele. Zice că am primit cafea de la Ion Iliescu. Păi nici nu mi au venit să beau. Dar după aia când am dat click, de fapt era Ișvan Otilo din Spania. Ești dragă să-ți dea Dumnezeu sănătate și îți mulțumesc frumos pentru cafea. Dar în clipa asta, de ziua asta în care să dau și să iau mărțișoare, mă gândesc la domnul Silvestru Șoșoacă. O fi avut el tupeu să-i dea mărțișor iubitei sale Diana, după ce l-a dat afară din partid ca pe ultimul câine? Domnul Șoșoacă, de frica a soției, nici nu o apelează, nu o sună, nu se vede cu ea, îi scrie scrisori și tot el le citește. l exclus din partid, probabil că el fiind vicepreședinte la alegeri avea șansă să ajungă în parlament. Dar nu mai e nicio distracție în parlament. De două zile s-o da legea aia prin care nu mai au voie parlamentarii să intre pe TikTok în timpul ședințelor. Ce tristețe! Să revine iară să se uite la porn și să facă biluțe. De așa e mai om, nu râde, mai omule, că așa e situația. Apropo de Bianca Drăgușanu, Adelina Pestrițu și-a scos siliconele. Nu, asta tristețe, asta... Deci, ca să facă loc, să aibă loc de mai multe mărțișoare și-au scos după 8 ani silicoanele. Și-au scos efectiv siliconele și le a pus deoparte, ca la alba neagră. Asta are asta, nu are asta, nu-i câștigătoare. Deci nici cu nu faci bani în ziua de azi. Laurete, fost a iubit, nu, o știți pe Laurete? Mamă, frumusețea aia ca abanosul. Fosta iubită lui Țiriac o zis așa, mai bine să plângi de tristețe pe un iaht decât la tataie în căruță. Uța, uța, eu mă dau acum cu căruța. Vedeți, doamnelor, vedeți, domnișoarelor, că e greu în ziua de azi. Așa zice și domnișoara aia care cântă Macarena. Am ascultat piesa de la un capăt la altul și de aveam șervețele lângă. Dar să nu uităm, sărbătorim a 150-a ediție a cafelei de după și nu o sărbătorim oricum. Silvania este alături de noi. Metodă spumantă pentru a face șampania. Uh, de unde eu am? Mai nu mi-au -o dat-o patronii. mi au dat-o doamna mama lui Paul de la Gustador, unde mâine avem concurs de mâncat kebaburi. Da? No, e bine, Poate el îmi face o reclamă dacă se prind, că merită. Așa e de catifelată, dapă pe dinăuntru. Mulțumim frumos că ați fost alături de noi la 150 de cafele și să ne mai dea Dumnezeu măcar încă 50 să facem o sumă rotundă, adică 300, cum ar zice Vlad, 200, cum ar zice Vlad. Rămâneți alături de noi pe aceste frumoase canale ale social media. Nicu Bendia vă îmbrățișează și vă pupă peste tot.